Așa, să continuăm. Păi mai multe. Da, 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 dacă ai luat mâine. La mâine vii? Da. Zoia vii, nu? Zoia tot vine, de regulă. Că așa mă întreb, mi-a zis că joia vii. Da, mâine vii. Mâine vii. Da. Interesul maxim la tine. Nu mai vine Andreea atunci, mâine. Și Andreea, dacă zici să mai lăsăm, să vedem și pe Andreea ce. Tu nu ai acolo, nu? Antrenamentul ăsta e foarte bun. Așa. Atunci continuăm. Mai continuăm un pic, să vedem cât mai rezist. Nu mai târzi de ora 10. Andreea, cât mai avem? O sfert de oră. Mai grea. Vezi că sunt foarte odinit, da? Nu dau și gata. O să arunci. Ce picol, de ce las una mai grea acum? Păi să nu auzi. Dacă e grea, să știi că nu ți-o fac. Ține minte ce spun. Dacă te zis. Auzi că mă dă una mai grea. Bine, mai primești ca? Ai prins acum? Așa. Deci avem un șir XN, da? Cu X0 aparține intervalul închis 0 plus infinit. 0 plus infinit. Închis 0, da? Așa. Și se definește corelația XN plus 1. X indice, N plus 1. Egal cu radical din 3 XN minus, plus 2. Ce este ăla? Spre 2. 3xn plus 2? Spre 2 tot sub radical. Sub radical tot așa, spre 2. Sub radical. Și o să calculăm, să verificăm dacă e convergent și să calculăm nimic. Ce spun la acelui? Băi, ce-a spus cum aici am vorbit? Nu, mă interesează. Da. Că îți amuzi. Am pus să zic că... Bine, mai. Fii atent ce șmecherie e asta. Asta se cheamă o recurență. Da. O recurență... neliniară. Din ce motiv? Pentru că eu mai pot transcrie și în următoarea. Xn plus 1 la pătrat. Mi-ai dat-o așa urât, te țin și-o din povești. Fiecare reacționează cum poate și el. Da. Chid ușa care de ții frig. Dar o să o să treacă timp. Da, xn plus 1 la pătrat egal cu 3xn. 3xn plus 2. Și supra 2, adică la pătrat, deci 2. 2xn plus 1 la pătrat egal cu 3xn plus 2. Deci este o recurență neliniară, fiindcă termenii care intră aici sunt la, iată, și la a doua. Și de ordinul întâi, pentru că privește legătura între doi termeni consecutivi. Deci este o recurență. Ce înseamnă recurență? Înseamnă că ei se pot obține, da? Dacă plec cu X0, X0 e cunoscut, da? Iată, X0 dat. Da? Deci X0 e dat, start. Am cum să pornesc. Și atunci, dându-i lui el valoarea 0 în relație, apare că X0 plus 1, adică X1, este egal cu radical, mă duc aici ca să-l luăm rapid, de 3 ori X0 plus 2, totul supra 2, da? Da.
Dacă X0 este dat, deci eu știu, e 1, 2, 7, minus, nu minus. Până la 0. Deci la 0 acolo. Este un număr cunoscut. Înseamnă că pe X1 l-a fost. Știindu-l pe X1, mă duc în recurență și locuiesc pe el cu 1 și vine X2 egal cu, în funcție de X1. Cum X1 l-am aflat data trecută și pe X2 da. Știu. În concluzie, toți termenii șir sunt cunoscuți. Deci un șir poate fi dat așa. Fii îți dau forma termenului general. Fii dau o legătură între termeni, o recurență. Fie precizez termenii șirului în succesiunea lor și acolo îmi dau seama de forma termenului general. Tehnica de lucru este așa. Cel mai mult îmi place când îmi indică termenul sub forma, sau îmi indică șirul dând termenul general. Și atunci eu mă ocup de șirul respectiv, fac monotonie, mărginire, XM plus 1 minus XM sau raport, sau, pentru monotonie, mărginirea să găsesc două numere care să fie cuprins. Dacă ți-l dă așa, sub forma asta, lucrurile sunt complicate. De regulă, ca o scadere la recurență, se duce spre forma termenului general. N-am nicio șansă să-l găsesc aici, termenul general, pentru că este și o recurență neliniară. Da? Dacă ar fi o progresie aritmetică, progresie geometrică, acolo m-aș descurca. Știu forma termenului general. Dacă nu, aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Tu îmi ceri să studiez convergența acestui șir. Și îmi cer, pe urmă, să văd cum sunt, deci voi încerca să văd monotonia, mărginirea, da? Da. Hai să vedem dacă măcar să compar pe X1 cu X0. Deci mă întreb, oare X1 e mai mic decât X0? Sau invers? X0. Hai să văd, poate crescător. X0 e mai mic ca X1? Întrebarea. X0 mai mic ca X1. Adică în loc de X1 pun cât este el aici. Deci asta ar fi echivalent. Cu ar spune că X0 e mai mic decât radical din 3X0 plus 2 totul pe 2. Ceea ce mă duce spre situația următoare. Ridic la pătrat și apare 2x0 pătrat, 2x0 pătrat, mai mic, pun semn de întrebare să văd dacă este așa, 2x0 pătrat, mai mic decât 3x0 plus 2. De acord? Da. 3x0 plus 2. Echivalent, duc totul în stânga și vine 2x0 pătrat minus 3x0 minus 2 mai mic ca 0. Ne închipui că ar fi o inecuație de gradul 2 în X. A, și facem semn. Facem tabelul de variație a semnului, vedem ce se întâmplă, dacă e adevărat asta sau nu. Deci ce facem? X0, 1, 2, egal cu 3, plus sau minus, radical din B pătrat, adică 9, minus 4AC, 4 ori 2, 8 ori 2, 16, plus 16. Totul supra 2A, supra 4. Și egal cu 3 plus radical din 25, 5 pe 4, care face 8 pe 4 și face 2. 4 e 3 minus 5 pe 4, care face minus 1 pe 2, da? Și să facem tabelul de variație a semnului. Și face X 0 de la minus infinit la plus infinit. Noi așa luăm până, știm că e de la 0 încolo. Trec cele două valori, minus 1 pe 2 și respectiv 2. 0 și 0. Da? 0 și 0. Între 5 se punem contrar, adică minus în afară plus. Da? Și
ai nevoie de mai mic decât 0 și te sumăm integralul minus 1 cu 2. Noi lucrăm cu X0 de unde? De la 0 încolo. Da. Și vedem că avem o discuție aici. Dacă X0 aparține de la 0 până la 2, deci suntem în zona asta, de la 0 până la 2, cum este 2x pătrat? Atunci 2x pătrat, 2x0 la pătrat minus 3x0 minus 2, mai mic ca 0. Asta înseamnă că e adevărat inegalitatea aceea, x0 mai mic decât x1. Da? Deci adevărat x0 mai mic ca x1. La fel va fi x1 mai mic ca x2. Și așa mai departe. Deci în condițiile acestea, șirul este monoton crescător. Acum, deci șirul, în condițiile astea, este monoton crescător. Dar trebuie să studiem. Practic, la un moment dat, voi vedea cum se comportă xn mai mic dacă este mai mic decât xn plus 1. Xn mai mic decât xn plus 1. Adică, în loc de xn plus 1, înlocuim cât e radical din 3xn plus 2, parcă ar fi x0. Da. Și inegalitatea asta este cea care se reduce la ceea ce a fost mai înainte. 2x0 pătrat minus 3x0 minus 2 mai ca 0. Da. Atenție! Se păstrează asta dacă toți termenii sunt mai mici decât 2. Deci ascunde în monotonie că toți termenii sunt mai mici decât 2. Deci, practic, și mărginirea este rezolvată. Ca un semn de întrebare. Adică toți termenii și lui XM sunt cuprinși între 0 și 2. Deci, dacă... Uitați ce interesant este problema, foarte detectoare. Deci, dacă X0 aparține lui 0,2, trebuie să arătăm că XM este cuprins între 0 și 2. XM crescător. Și atunci înseamnă că limita lui XM, limita din XM, va face chiar 2. Asta e chiar cel mai bun majorant. Da. Dacă X0 e dincolo de 2, dacă X0 e mai mare ca 2, atunci se întâmplă ca șirul să nu fie monoton crescător, ci șirul este monoton descrescător. Deci XM e mai mare decât XM plus 1. Da. Deci monoton descrescător este mărginit. XM va fi cuprins între X0 și 2. XM între 0 și 2. Și atunci limita tot 2 este. Vreau să înțelegeți așa. Aici este 2-ul. Și dacă X0 este plasat aici, în stânga, deci dacă X0 este între 0 și 2, și lui monoton crescător. Termenii se duc, dar nu sar dincolo de 2. Și atunci ei se duc, și lui crescător se duc spre 2. Când X0 este plasat aici, și lui monoton descrescător, monoton descrescător, și este situația în partea asta. Deci mai mic decât... înseamnă că tot limita e 2. Deci într-un caz și în altul, limita șirului este 2. Dar este de lucru. Atenție, ce trebuie să fac? Eu am schițat acum demonstrația. Ieșitul este foarte frumos. Deci dacă X0 între 0 și 2, vom arăta că toți termenii sunt mai mici decât 2. Da. Prin inducții. Da, prin inducții. Da? Da. X, presupun că X care mai mic decât 2, arătăm că și X plus 1 mai mic decât 2, da? Și în felul ăsta am arătat că toți sunt plasați în stânga lui 2. Da. Deci este șirul mărginit în condițiile astea. Da.
Și el este și un șir crescător, pentru că ai văzut, se întâmplă aici mai mic ca 0, XM mai mic decât XM plus 1. Și în clipa aceea, când e molotor și băginit, șirul este convergent la, dacă vrei să găsești limita, nu mă crezi pe mine, treci la limită în recurență și zici 2L pătrat. Că când trecând la limită, XM plus 1 e șirul care indică, nu, este reprezentantul șirului. Tot la L pătrat va fi. Devine 2L pătrat egal cu 3L plus 2. Și L-ul îți dă odată 2 și odată minus 1 pe 2. Dar nu poate să fie minus 1 pe 2 pentru că este un șir cu termen pozitiv. Uite, e radical. Și atunci rămâne L2. Ei, asta e încă o șmecherie. În momentul în care te apuci să găsești majorantul sau minorantul, depinde de situația șirului respectiv, treci la limită ca să găsești, că cine îl mărginește cel mai bine? Deci dacă șirul monoton crescător pleacă de la X0 și se duce la cineva, îl oprește, cine îl oprește? Limita. Și atunci tu treci la limita acolo și găsești pe L și prima râzi prin inducție că toți termenii sunt mai mici decât 2. Dacă șirul e descrescător, înseamnă că pleacă de la X0 și cine îl oprește pe el? Dacă cumva îl oprește, îl oprește limita. Da? Și atunci treci la limita acolo și râzi că toți termenii sunt dincolo de 2. Da? Deci este o șmecherie în a arăta monotonia și mărginirea. Mai ales mărginirea, că problema este foarte dificilă când îți propui să arăți că un șir este mărginit și vrei să-i găsești marginea superioară sau inferioară, depinde cum e ieșitul e format, cum șirul se comportă, trebuie să faci asta trecând la limită în recurență și până arăți prin inducție, că se întâmplă tot serviciul mai mic decât 2. Da? Deci asta ar fi chestiunea frumoasă, interesantă. Dar e venit cu un exercițiu tare. De ce să nu spun? Mai este timp să dus timpul? S-a dus. Da? Da. Da? S-a dus timpul. Ce bine că s-a dus. Nu mă scăpat. Nu mă scăpat. Păi măcar ești aproape de mine. Vino acolo și mi-a dat și limite, am de făcut. Mă vii și mă șochez așa ca să vezi. Da. Am mai avut așa un problem la geometrie, la ștrafidice, o geometrie, o problemă geometrie. Oboseam, m-am prins, am tras la ea, de nu m-am văzut. Intras într-un cont de umbră. Și la geometrie, dacă nu... Da, nu vede. Nu vezi o chestie acolo, o linie, mijlocii, ceva, să duci acolo, o să-mi plângi lângă problemă cât vrei. Tot așa de aici, la analiză. La analiză, știți că sunt lucrurile destul de preparate, dacă o să vedeți la un loc încolo, ai venit să tu într-o seară cu o limită, nu am mai făcut nici roșie. Ah, da, da. Una urâtă era parcă. Nu știu, că s-a logarit din 2. Să arătăm că limita aceea este logaritura din 2. Nu m-am uitat și bine că nu m-am uitat. N-am avut timp să mă uit, să caut, să văd, să o studiez, ca să-mi amintesc. E o limită clasică aceea. Logaritura din 2. 1 supra n plus 1, plus 1 supra n plus 2, da, plus 1 supra n plus 3, plus 1 supra n plus 4, așa ceva. Vezi, n pătrat plus 1, n pătrat plus 2, aceea am putut să răspund. Da? 1 supra n plus 1, plus 1 supra n plus 2, plus 1 supra n plus n, 1 supra 2n, e logaritmul natural din 2n, nu-i treabă simplă. Deci trebuie așa acolo o speculație, o construcție ceva făcută ca să poți să... Să ajunge la capătul ei. Așadar, ne oprim aici să facem sinteza. Am o problemă. Cristi mi-a hotărât să fac sinteza. E bine și lui mai ușor, că se scrie acolo la comentarii, la lecții. Altfel, să uită el, îți dai seama. Când să mă uit eu prin lecțiile toate, să văd ce ai făcut acolo, apoi am uitat de atâta vreme. Și n-am timp. Fă sinteza zile, sinteza orei. Da. Cristi, băiatul meu. El face, pune lecțiile. Eu le pun, le ridic acolo, dar el mă scrie comentarii, mă face acolo. Tot ce vedeți la construcția aceea acolo pe internet, e făcut de el. Numai asta nu mai avea. Întâi și întâi că nu aș pricepe. Da. Eu și apoi... Na.
Fiecare face ce crede, ce poate de știile. Am învățat. Când a fost vremea de era elevul liceu, am făcut și informatică. Dar acum, ei m-au depășit cu mult. Atâta de aura cu și el. Atâta de asta că sunt despre profesorul. Când s-o dați de seama? Când vă depășește. Da, așa. Când te uiți să nu mai vezi. Când s-o dați mai vezi să... Cam așa mi s-a întâmplat. Dă seama. Eu ne-am vorbit de algoritm la început și de ce, ce încântați erau când le făceam câte un algoritm acolo. Urmă, în scurt, mă depășit, mă uitam după ei, nu-i mai prindea. Azi m-am găsit cu unul din colegii lor și spunea, domnul dirigente, mi-a fost dirigente. Da. Domnul dirigente, am avut o șansă imensă. Din cei 29, 28 au terminat facultății și au lucrat la companii mari, au... Deci, deci suntem așezați în unul din ei conferențiar la, la ASE, la Iași, conferențiar, la Finanțe și Bănci. Da. Hai să, să vedem ce am făcut. Unul. Limite de șir. Doi. Limite fundamentale, nu? Da. 3. Artificii de calcul. 1. Conjugate pe acolo cu da. Minuni de artificii de calcul pentru eliminarea nedeterminării. Eliminarea nedeterminării. Sunt acele nedeterminări. 0 pe 0, infinit. Da. Infinit minus infinit, la infinit. Da? Deci da. La care trebuie să faci artificii de calcul. 4. Povestea asta cu șiruri date prin recurență, da? Da. Șiruri date prin relație de recurență. 5. Criterii de convergență. Criteriul creșterii, criteriul raportului, criteriul, nu? Ca să putem să stabilim că șirul este convergent, l-am prins în șirul minorant-majorant, l-am strâns că într-o crește, toată treaba a fost rezolvată. Deci, criterii de convergență va fi criteriul raportului, criteriul rădăcinii, ăla cu D'Alembert, da, da? Radical în cine, din da. Nu știu ce, da? Deci raportul, criteriul rădăcinii, aceea când ești necrezit și ăla e crescător monoton, crescător în mărginie. Creștere, am zis? Da. Creștere, da. Criteriul creștere. Lui. Cam asta. Așadar, ne oprim aici. La revedere pe mâine seara. Tu doar, tu stai acasă și vezi lecția. Da. Da? Deci, nu ai treabă. Intri pe prof online și ai rezolvat povestea. Păi nu vreți să spuneți la celălalt, nu vreți voi.